numesc Maria. Sunt eleva clasei a 5-a. Pentru acasă la științele naturii am avut de experimentat dizolvarea zahărului în apă fierbinte și în apă rece. În față avem două pahare în care vom pune câte o linguriță de zahăr, apoi să turnăm cu apă rece și cu apă fierbinte. Să începem! Observăm că în paharul cu apă fierbinte, zahărul s-a dizolvat aproape în totalitate. Iar în paharul cu apă rece, zahărul s-a lăsat în jos, păstrându-și forma nisipoasă. Concluzia. Apa fierbinte dizolvă zahărul mai bine decât apa rece. Mulțumim de atenție! La revedere!